Și am întâlnit mulți credincioși în vremea respectivă, vorbesc de anul 1989, 1990, deci prin anul respectiv, 1991. Deci, acum vreo 20 de ani, am cunoscut mulți credincioși în această comunitate, poate unii au mai cunoscut și ei de mine, anii au trecut, am devenit mai, așa, grizonat, mai am și o redacție, o citit și dumneavoastră v-ați mai schimbat. Dar în inima mea și în identitatea mea de părere, toți credincioșii pe care i-am întâlnit nu au dispărut niciodată. Fiindcă asta este misiunea preotului și rostului și identitatea lui. Asta se identifică, amestecă una cu alta. Practic, identitatea preotului e reprezentată de misiunea și de rolul pe care le are. Oamenii pe care îi întâlnești, pe care îi vorbești, pe care îi comunici, pe care îi vorbească, sunt ca o stâlpă de piese, de părțelitate, cum pe un stâlp care este preotul și strălucesc și rămân acolo și luminează tot timpul. Fac parte din mine. Așa și dumneavoastră, toți cei pe care eu i-am întâlnit, i-am cunoscut, faceți parte din mine, din identitatea mea părțească și, într-un fel, m-a rămas așa cum face. Am avut multe alte misiuni în prima organizată de biserică, deci la slujii biserică, în momentul de loc, și iată că acum din nou sunt chemat spre București ca să slujesc acest popor al lui Dumnezeu și să îndeplinesc o misiune specială de slujire. Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi ne introduce cumva și în ceea ce vreau eu să vă transmit ca mesaj general astăzi. A spus, mai întâi este o întâlnire ca între prieteni și între oameni care s-au întâlnit, în pașă s-au cunoscut și deci o întâlnire de bucurie. Și totodată este o întâlnire pe care va da un mesaj clar spre sfârșitul lui Dumnezeu. În Evanghelie, îl auzim pe Iisus, îl vedem pe Iisus, cum se rășește o minune, chiar două astăzi, în varianta mai lungă a Evangheliei, o vindecă pe fica lui Iaier, și de asemenea mai bine că o femeie care se vedea de hemoragie. Sunt două minuni pe care Iisus le săvârșește și de fiecare dată aduce în discuție tema credinței. Ați văzut că de bine s-a spus astăzi în Evanghelie, lui Iaier a zis Iisus, nu fie teamă, copila ta n-a murit, credință să ai, tu să crezi cu alte cuvinte. E bine, minunea pe care Iisus o săvârșește astăzi, sau minunile pe care sunt într-un context simbolic deosebit și cu puțină răbdare vă explic despre ce vorbim. Fata lui Iaier suferea, deci era bolnavă și avea vârstă de 12 ani. Femeia care suferea de hemoragie, se spune în Evanghelie, că suferea de 12 ani avea această boală. Cifra 12 este importantă în acest context, în Evanghelia lui Marcu, în general. Pentru că trimite spre sensul acesta de împlinire, de actualitate, de desăvârșire, de perfecțiune. Iisus, la vârsta de 12 ani, a rostit primele cuvinte profetice, când toate cele amintele s-a rătăcit împreună cu părinții săi ai Israel, pe care i-a spus oameni, de ce vă preocupați? Pentru că eu trebuia să fiu casa ta de mână. La acea vârstă, deja Iisus, la 12 ani, rostește niște cuvinte profetice. Și a ales 12 apostoli, de asemenea 12 coșuri de pâine, de pâine, după ce îi rămânește pâinile, rămân după ce scapă puțin numeroasă de popor. Și rămân 12 coșuri de pâine. Mai ca Domnul din Apocalips apare și ea la sfârșitul lumii, cumva înconjurată de o coroană de 12 stele, se spune că și în Paradis, omul vieții era înconjurat de alți 12 culegători, deci vine un simbolism acesta al ciclului 12, pe care și Evanghelia de astăzi îl aduce în atenția noastră și el trebuie înțeles așa cum se numește. Dacă 12 înseamnă împlinire, desăvârșire și actualitate, asta vrea să spun că minunea pe care Iisus a săvârșit, sau minunile pe care le-a săvârșit astăzi, inaugurează începutul, deci, împărăsirii sau deschid calea împărăsirii pe care El o aduce
Poate că dintre o minune pe care o săvârșește Iisus, nu comportă spectacol, nu rupe ceva și alegeri fizice sau postice ale lumii acestea, ci minunea are un sens spiritual profund, teologic și primit de către inaugurarea Împărăției în persoana lui Iisus, care săvârșește Dumnezeu, Dumnezeu, El, ca Dumnezeu, minun, vindecă, Dumnezeu fizic, dar îndepărtează imediat atenția celor bați către credință. Iar vedem lucrul acesta, iar ei care erau în o stare, așa, vrea să ducă pe Iisus, potrivit mentalității potrivit, să ducă pe Iisus, să o atingă pe fiul lui. Crește că dacă va pune mâna, va atinge corpul acelei fetițe bolnave, acum pe poate, ea se va pune. La fel, femeia care se vedea de reparație, l-a atins pe Iisus de la spate, a atins cu haine de sub, pune mâna, se va vine ca pe el, va emana o foc, să o vei face, vine pe mâna. Și Iisus, de fiecare dată, se spune, cu credință este aceea care vine. Adică, se mută la acel punct, de la acest contact magic și fizic, real, spre un contact spiritual și personal. Cu alte cuvinte, întâlnirea cu Hristos, persoana lui, este locul în care se celebrează și se sfârșește o minune. De acolo ce? Că dacă Dumnezeu vrea să faci, dacă nu, dar depinde de legătura noastră personală cu El. Așadar, minunile pe care Hristos le sfârșește astăzi vorbesc despre începutul activității sale publice și despre inaugurarea Împărăției lui Dumnezeu prin activitatea sa, prin lucrările sale minunate. Știu că aceste lucrări continuă în biserică, prin biserică, prin apostol, prin sfinți, până la noi astăzi. Aceste minuni care au și caracter fizic câteodată, alteori au caracter moral sau spiritual, se celebrează în continuare prin biserică și prin sfinții pe care i-a lăsat. Vreau să știți că pentru un albis, un sfânt și programat, o persoană, un creștin, botezat, după moarte, când trebuie să sărășească mai de o minune ca să fie fericit și apoi două minuni ca să fie declarat sfânt. Minuni. Cu alte cuvinte, niște vindecări, niște schimbări în acestea inexplicabile, prin intervenția spirituală a lui Dumnezeu și mijlocirea acestui sfânt. Ei bine, sunt în continuare minuni, trăim într-o lume minunată de minuni, dar pentru asta mi se cere o privire adecvată, un interior unificat, ceea ce spune la mine de astăzi, credință. Nu aș mai știe din alte împrejurări, credința înseamnă și un set de adevăruri, cred în Dumnezeu Tatăl Creator, cred în Dumnezeu Tatăl Răscumpărător, cred în Dumnezeu Duhul Sfânt, Sfințitor, Dumnezeu Tatăl. Și am vrea să cred în biserică, cred în ce spune biserica. Dar mai există încă ceva în spatele cuvântului credinței, și anume, nu cred. Noi s-ar putea să nu știm dacă e aici ceva de toate alte vorbe de credință principală. Dar problema nu este aici, a ști toate acelea de lor, sigur, important să le știm. Ele reprezintă ca un fel de, sunt un fel de pietre pe care pui piciorul în existența asta și pășește pe lor sigur, adică traversez marea asta a existenței. Adevărul de credință sunt ca niște pietre solide. Dar problema se pune din coace și anume de încredere. Chiar să se vorbește de psihologia astăzi, în relațiile umane, sociale, despre așa numitul basic trust, încrederea fundamentală. În cine mai e? Astăzi în cine are încrederea fundamentală? În biserică? În ce spune preotul? În ce spune Evanghelia? Sau în ce spune televizor? Odată am fost amenințat, eu, fără să dau seama, m-am apucat la o revistă, așa care nu era după gustul meu, dar titlul m-a așa. Și după care am amenințat și am trimis o informație, am spus, nu mai vreau revista. Amenințarea a venit de partea acelei reviste, de tot așa. Dacă nu, că nu te-ai apucat, vă dăm la televizor. Ca și cum, deci televizorul spune adevărul maxim, acolo e. Dar în cine avem noi încredere? Cu cine ne relaționăm noi atât de fundamental și atât de relaționat cu ea ei? Cu
Și cum s-a relaționat acea femeie bolnavă de hemoragie, care s-a dus sub aceea de a spus lui Iisus, ea crede și ceea ce face. Deci, pe cine avem noi astăzi la centru de relație, de înălțare, cu mine trebuie să vedem astăzi? Sigur că pentru cei care se căsătoresc, există o familie acolo, să ai încredere în tată, să ai încredere în mamă, să ai încredere și părinții, să ai încredere în copii, la fel. Deci, altfel nu există creștere, nu există maturizare, nu există personalizare, fără încredere. Este cuvântul cel mai important astăzi pe care trebuie să-l păstrăm noi și să ducem acasă la un fel de mesaj. Pentru că minuni se fac, minuni sunt. Lumea în ansamblu este minunată, este un spectacol de adevărat creația lui Dumnezeu. Dar trebuie să am încredere. Dacă tu primești din asta, ori tu o faci și ori neîncrezător, adică nu crezi în nimic în tine, doar în tine, de fapt. Și atât, sigur că lumea asta ți se pare un ofer, ți se pare o cruce, imposibil de dus și așa mai departe. Să ne punem încrederea și dar în Iisus astăzi, care își începe activitatea asta cu 2000 potrivit Evangheliei de Marcu și deschide deja Duhul Împărăției lui Dumnezeu și lui Dumnezeu. M-am spus că această împărăție continuă din biserică, conștientă de fiecare dintre noi și suntem invitați în măsura în care avem încredere în Iisus să devenim noi operatori de miracole. Și operatori sau conștientori de miracole și fizice, dacă Dumnezeu vrea, dar și spirituale sau morale. Am avut odată o ocazie la o slovată să ascult mărturisirea cuiva care cu lacrimi în ochi spunea, după un an de ceartă cu fratele al său și după insistențe din partea acestuia care se spovedea cele de iertare, fratele lui după un an i-a trimis o scrisoare și a spus: te iert, viața mea, nu s-a mai întâmplat nimic între noi și viața merge în mod normal. Acea persoană a venit să se spovedească și a spus: au mare bucurie, fratele meu, cu mare bucurie. Iar eu am exclamat, a spus: ce minune! Și pe el, e o minune. Dar inima cuiva să se răspunsească spre Dumnezeu. Să se răspunsească privirea lui, inima, mintea lui, spre Dumnezeu și nu spre eu său, spre interesele sale, spre el ca individ, ci și spre ceilalți, spre frații săi și spre Dumnezeu. Iată, minunile de care avem nevoie astăzi, noi, minunile de care putem să le dăruim, dacă avem credință în Dumnezeu, așa cum am spus, și ca adevăr pe care să punem piciorul în această existență tulburată, încercată, dar și ca încredere în Iisus, cel care trebuie să fie Duhul Împărăției. Vicei, iată, un scriitor și filozof, istoric al religiilor, despre care probabil cei mai mulți au auzit sau au citit ceva, că dau exact pe Fariseu din cărțile lui, are undeva un text într-o carte de memorii, în care critică societatea aceasta postmodernă, post-tehnologizată, post-secundară, care zice el, din cauza mașinilor în ansamblu, tot ce înseamnă mașină, la computer, la televizor, la mașină, propriu-zis, din cauza mașinilor, am depărtat simțământul religios din lume. L-am depărtat, spune el, acest simțământ religios, dar nu la mașină. Trăim într-o pastă de civilizație a mașinilor, a provocărilor tehnologice de toate felurile, dar simțul religios de lume poate fi reactivat. Și el spune așa, ni se fac semne din toate părțile. Semne. Nu le vedeți? Se treabă. Ni se fac să atrage atenția. Nu vă dați seama. Eu închei reflexia asupra Evangheliei de astăzi, cu demnul la încredere în Iisus, adăugând o anumită de cele două lucruri pe care le-a făcut. Sunt două semne ale împărăției din Dumnezeu aici pe lume și semne care se îngrapă pe lume. E Dumnezeu care ne-a făcut semn cu mine. Putem să-i răspundem în acord? De ce ne-am răspundut în acord? Lăudați să fie Iisus Hristos. Și acum să ne rog să ne rog.
ne-a adus eliberarea din robia păcatului. Să chemăm în ajutor cu toată lumea. Doamne Iisuse Hristoase, care ne-a adus păcatul, întărește Sfânta Biserică pentru propovăduirea morții și învierii tale. Dumnezeu este unul, oamenii l-au făcut mai mulți. Unul iudeu, unul creștin, unul musulman. God is one, mankind made him many, one mosaic, one Christian, one Muslim. Dieu est un, les hommes ont fait de nombreux, un mosaïque, un chrétien, un musulman.